Bună ziua, dragii mei! Mihai Racovician, realizator emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și suntem din nou sâmbătă la întâlnirea cea de taină cu domnul Sandu Chiu, terapia prin cultură. Bună ziua, domnul Sandu, bine ați revenit, mă bucur să vă salut! Bună ziua, domnul Mihai, bine v-am regăsit. Săptămâna asta am avut un eveniment interesant, dedicat, pot spune, nu numai mie, pentru că am lansat cartea Agonie și Extaz, 40 de acte și fapte în slujba cetății, și pot spune că munca pe care am desfășurat-o împreună cu echipele mele de la aceste emisiuni, Cadastru pe înțelesul tuturor și Dialogul Constructiv Salvează România, nu numai că au avut un impact special și interesant, dar a pus în valoare munca în echipă. A pus în valoare niște lucruri de mare, mare ținută și mă bucur că și dumneavoastră ați participat în ultima perioadă în mod activ la emisiunile astea pe care le-am realizat împreună și în mod special ați avut și o intervenție la această lansare de carte. Și aș vrea acum, după 2 zile, să vă rog pe dumneavoastră, la rece, să faceți o analiză critică la ceea ce s-a întâmplat în 13 septembrie. Mi-ar face deosebită plăcere, cu sinceritatea pe care vă caracterizează, cu calitatea de epigramist, eu zic că ar fi necesară pentru cultura românească, pentru că în calitatea domniei voastre de poet, scriitor și epigramist, aveți simțul analizei extrem de fin și dezvoltat. Cum vi s-a părut întâlnirea din 13 septembrie, domnul Chiu? Întâlnirea din 13 septembrie a fost o întâlnire istorică pentru cultura noastră. În acea seară, dacă țineți minte, am vorbit și despre personalitatea dumneavoastră, despre urcușul dumneavoastră pe acest, în cei 40 de ani, pe acest Everest al schimbării. Și cred că nu ar fi indicat să repet ce am vorbit acum 3-4 V-am zile. cerut treaba asta, eu v-am cerut în ansamblu. În ansamblu a fost o seară minunată, o seară magică, o seară în care a fost dezvăluită personalitatea noastră și apreciată munca voastră. Bine, aș vrea totul să vă aplecați spre participanți. Cum i-ați găsit? Cum ați identificat o luare de poziție mai interesantă pe care să o relevați? Participanții au făcut parte din elita care v-a întovărășit toată viața, v-a acompaniat. Au fost niște oameni minunați, niște oameni deosebiți din punct de vedere intelectual, niște oameni cu cariere deosebite și asta a făcut cinste și onoare acestei prezentări de carte. Cred că aș fi subiectiv dacă m-aș pronunța asupra uneia sau altuia dintre acești Dar chiar e participanți. necesar să fiți Așa că, în subiectiv. ansamblu, consider că au fost oameni de elită și au făcut parte din elita care, cum spuneam mai înainte, v-a acompaniat de-a lungul acestei vieți și de-a lungul acestei cariere impecabile. Impecabile și nobile totodată. Domnul Chiu, a Da? doua zi după ce s-a desfășurat acest eveniment, domnul Florian Ferraru, un partener de-a meu, a identificat un programel care dezvoltă inteligența artificială. Îi spune numele, dar nu are relevanță. Și fantastic, i-a cerut aceste inteligențe artificiale să scrie un eseu despre realizatorul de emisiuni Mihai Racovician pe domeniul ăsta. Eu am acum, chiar dacă sunt subiectiv, nu mă deranjează, fiecare om are dreptul să fie subiectiv. V-am trimis și dumneavoastră acea analiză și pot spune foarte interesant. În 13 seara am avut, așa cum spunea dumneavoastră, elita din jurul meu, care au vorbit cu suflet, au vorbit cu sentimente. Iar a doua zi seara,
Am primit acest material ca un proiect de cercetare foarte interesant și mi s-a părut de importanță majoră și am să mă explic și de ce. Fantastic este, cred eu, internetul este o bază de date. Și mie mi-a plăcut să definesc baza de date de tip spațial. Fundamentul unor administrații moderne și performante este un proiect de cercetare derulat la livezile și conexat pe subiectul ăsta, îmi dau seama de următorul lucru. Omul nu-și dă seama în timp ce lucruri fabuloase spune la un moment dat. Pentru că uită, suntem oameni care uităm. Și totuși, acele lucruri rămân. Ieri am făcut o analiză cu prietenii mei asupra acestor aspecte și mi-au confirmat acest, să zicem, concept și am spus limpede, această inteligență artificială reprezintă o bibliotecă în care fiecare om care se manifestă și este preluat și identificat în diferite situații, el rămâne acolo și de-aia am legat toată chestiunea asta cu următorul text din Biblie, care este, vă dați seama, de vreo 2000 de ani. Aproximativ, să nu exagerăm. În Marcu 2 cu 22 citim următoarele, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Și vin și spun încă un lucru și mă interesează părerea unui om de cultură. Păi dacă de atunci se spunea și omul s-a ridicat la nivelul de a identifica aceste metode de culegere de informații. Că asta e o culegere de informații și, de fapt, îți readuce în minte și îți face o sinteză a ceea ce ai realizat. Cum spunea în Biblie, faptele tale te urmează. Întreb eu, domnul Chiu, că tot Biblia ne învață. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Fabulos! Dacă oamenii au găsit mijloace să ne aducă în aminte, să ne aducă aminte de ce am vorbit, de ce am făcut, prin aceste metode, pentru că în spatele inteligenței artificiale tot niște oameni sunt, care stabilesc parametrii până unde să facă aceste cercetări. Vă întreb pe dumneavoastră, ce spuneți dumneavoastră, cum ne va cântări Dumnezeu? Domnul Mihai, haideți să vă aduc aminte. Evanghelia după Matei a fost scrisă în anul 44, deci la 11 ani după răstignirea și învierea lui Iisus. Cea după Marcu, în 42, cea după Marcu în 44, de care aminteați, cea după Luca în 48, cea după Ioan în 65, iar Apocalipsa a fost scrisă în 96 pe insula Patmos. Și acum să trecem la un comentariu pe care m-ați provocat să-l scriu acum o oră, când mi-ați amintit despre ce vom discuta. Și acum, dacă îmi permiteți, să-l citesc. Teoriile subiectului nostru sunt valabile într-o lume idilică care nu se întrepătrunde prin legături politice și interese materiale, comerciale la nivel global. Globalizarea de astăzi are un scop malefic, și ceea ce a fost valabil pentru omenire mii de ani, acum este caduc. Lumea de acum, deci acum mă refer la lumea creștină, în mare parte din Occident, lumea creștină din Occident, consideră Sfintele Scripturi drept niște legende. Da, adevărul nu poate fi tranzacționat în folosul satanei nici de către adepții și slujitorii lui aflați printre oameni. Adevărul nu poate fi ascuns. Toate născocirile minci omenești au fost făcute pentru binele și în folosul omului? Vă întreb eu, domnule Racovician, cine a inspirat mintea omenească să inventeze bomba atomică, cea cu neutroni, cea cu hidrogen, armele biologice? Cine a inspirat pe om? Cine a inspirat pe om să subjuge pe aproapele său? Cine a inspirat pe om să recurgă la pogromuri care îl descalifică ca fiind creația lui Dumnezeu? Și toate acestea, în numele cui, vă întreb eu, domnule Ragomician,
Răspunsul pentru creștin autentic este simplu. Toate acestea sunt lucrări ale satanei, dușman al omului și al lui Dumnezeu. El este răzvrătitul care vrea tronul celui care l-a creat. Nimic nu mișcă în univers fără știrea lui Dumnezeu, care este și creatorul și stăpânul acestuia. Faptele pot fi ascunse între oameni, dar nu față de creator. Un cunoscător autentic al Sfintelor Scripturi știe să discearnă ce vine de la diavol și ce vine de la Dumnezeu. De la cine vin tehnologiile din ultimii ani? De ce prin aceste invenții și descoperiri malefice, la un moment dat, omenirea poate să se sinucidă? Acestea sunt eșafodul și ghilotina pe care și-a creat omul. Inspirat de către cine? Întreb eu. Fără acordul și acceptul lui Dumnezeu, nimic nu se poate produce și întâmpla în împărăția sa. O armă de distrugere în masă nu poate fi produsă și folosită fără tehnologie digitală. Oare această inteligență artificială, care cuprinde informații pe care mintea omului nu le poate stoca, folosește doar binelui nostru și numai lui? În fața lui Dumnezeu nu există fapte ascunse sau secrete. Secretele amintite de Sfântul Evanghelist Matei în 26 cu 10 se referă la faptul că acestea pot fi ascunse doar între oameni, nu și în fața lui Dumnezeu. Noi recurgem la secretizarea și arhivarea unor documente pe care le ținem ascunse zeci de ani, după care și acestea se fac cunoscute după ce generația care le-a secretizat a devenit istorie. Toate aceste tertipuri omenești au și ele la bază inspirație malefică. Satan profită de stigmatul nostru, în fața căruia, în paranteză, suntem vulnerabili, care este păcatul, stigmat pe care îl purtăm de la Adam încoace. Maturitatea și înțelepciunea de la Adam încoace sunt valabile pentru filozofi și teologi naivi. De mii de ani ne războim între noi și nu ținem cont că avem un stăpân. Cine ne îndeamnă să recurgem la crime? Ce remușcări au urmașii celor care au săvârșit crime împotriva umanității? Ce maturitate, înțelepciune și conștiință are Patriarhul Ortodox Kiril al Rusiei când aprobă și îndeamnă pe fii acestea să inimicească pe fraților de gintă, pe ucrainieni? Da, întâlnim și oameni care au și maturitate, înțelepciune și conștiință. Ei au vocația de a-L căuta, înțelege și asculta pe Dumnezeu cu frică și cu smerenie. În rest, domnule Mihai, totul este deșertăciune și vânare de vânt. Un război în cosmos, unul clasic pe pământ, care ar distruge sursele de energie, ar da o lovitură fatală digitalizării. Fără aceasta, cei de astăzi ar trebui să învețe din nou tabla înmulțirii. Liberul arbitru acordat nouă de către Dumnezeu este un mijloc de triere care ne va despărți în două turme. Cea care a inventat bomba atomică și toate armele de distrugere a creației și cea care a construit o punte și o scară prin care se urce la Creator. Postscriptum. Părerile mele nu pretind să fie părerile altora. Ele pot fi greșite, dar în mod sigur sunt sincere și nu am pretenția de a fi însușite sau acceptate ca dogme intangibile ale unui om care a trăit și trăiește sub păcatul adamic. Asta e comentariul meu, scris acum jumătate de oră. Mi se pare o analiză extrem de solidă, extrem de fundamentată, cu următorul amendament. Eu nu cred că digitalizarea este venită de la dracu, spus pe nume. Eu cred că această digitalizare, vă spun foarte sincer, și am dreptul ăsta să fiu sincer, nu? Sau și obligația. Este că atunci când este folosită în mod onest și corect, ajută omul. Dar pentru asta trebuie să înțeleagă lumea ce a spus dumneavoastră, că ne împarte în două. Și apoi noi ne dăm seama de la acest lucru pe care l-ați relevat dumneavoastră din Iov.
omul care a trăit pe pământ și a fost după placul lui Dumnezeu. Și am să-mi permit să citesc din Iov două versete. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Aici pot să vă dau dreptate și să vă spun că acest Satan bântuie printre oamenii slabi, pentru oamenii fără caracter, fără principii și pe care dorește să-i domine. Și vorbim aici de statul român a eșuat în aș. Au ocrotit cetățenii, despre zilele groazei care știm foarte bine că sunt o rușine națională și mai nou, domnul Chiu, am auzit președintele României să-și completeze trilogia prin faptul că drogurile au devenit o problemă de securitate națională. Și azi am auzit-o pe ministra Gorghiu spunând că avem milioane de drogați. Problema mea e una simplă și vreau să mă ajutați să înțeleg. Ce au păzit până acum? Onor autoritățile care sunt plătite bani buni, nu ca pensionarii, să prevină, pentru că a omorât oamenii după ce i-a lăsat să se drogheze, reprezintă o inconștiență. Sunteți de acord cu mine? Foarte de acord și sunt de acord și sunt foarte încântat că ați făcut niște observații pertinente. Acestea pot fi adăugate la comentariul meu. Da, aveți dreptate. Suntem împărțiți în două, iar digitalizarea și tot ce s-a descoperit, dacă e folosită în mod corect, e benefică pentru oameni. Dar vedeți că mai e și partea cealaltă, cealaltă aici, când poate fi folosită și în detrimentul lui. Ei, Dar dar domnul Chiu, observația e corectă. domnul Bravo! Chiu, mai e un aspect. Bravo, bravo! Tot în Biblie spune, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și domnul a zis Satanei, tot din Iov citez, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Deci, noi suntem sub pavăza lui Dumnezeu. De ce? Noi când am fost creați, domnul Chiu, trebuie să ne aducem aminte cum s-a întâmplat. Am fost creați și plantați în grădina Edenului prin strămoșul nostru Adam. Ce să facem? Să lucrăm și să păzim grădina Edenului, adică acolo unde munca prezumă că reprezenta o desfătare, o dezvoltare intelectuală, putem să spunem așa. Am auzit ieri în emisiunea mea o afirmație destul de bizară. Este foarte adevărat. Dogma, știm foarte bine ce reprezintă și dacă e să mergem să facem o analiză critică plecând de la definiția ei din limba greacă, părere reprezentând, este un postulat religios considerat de adepții legii conform drept adevăr absolut. Criticii gândiri dogmatice, între care Immanuel Kant, au reproșat acestea rezistența la critica rațiunii pure. Din punctul meu de vedere, o fi Kant cine o fi, dar eu consider că avem un timp T0, adică noi suntem creați și oricât ne-am zbate noi, orice inteligență am avea, orice capacitate, nu putem să deslușim toate lucrurile. Și revenind la faptul că m-a șocat o afirmație, când văd ignoranța unor așa ziși oameni intelectuali, cum poți să spui tu că inteligența sau conștiința a apărut la oameni după 150.000 de ani? Bine, la un Dumnezeu, un an e 1.000 de ani și 1.000 de ani o zi. Păi iată să ne întoarcem puțin la Geneză. Dacă este să facem argumentația fundamentată pe trei piloni, și anume, în fața lui Adam au apărut toate viețuitoarele pământului, pe care el i-a denumit. Și cuvântul le spune că orice nume a dat Adam, el a rămas. Întreb și eu, domnul Chiu, conștiința nu face parte din inteligență, capacitate de discernere? Sau mergem mai departe?
a fost nemulțumit că nu și-a găsit perechea. Bunul Dumnezeu i-a creat perechea și după ce a înviat-o sau a adus-o la viață pe Eva, acest Adam a spus, în sfârșit, oare asta nu face parte din conștiință, de sine? Nu însemnează că îi și a treia ipoteză pe care ar trebui orice om care, dacă are credință, că dacă nu are credință, poate să studieze 200 de milioane de ani. Că tot degeaba nu o să ajungă la nimic, nici la Big Bang, nici la materia transformată, că dintr-o dată cu șmecherii, nu prea înțeleg eu subiectele astea, că dacă nu înțelegi că ești mărginit și de acolo încolo orice sunt speculații, atunci când a mâncat din pom oprit, când Dumnezeu a dat un decret și a spus, din pom oprit, dacă vei mânca, negreșit, vei muri. După ce au mâncat, au văzut că sunt goi. Asta nu face parte din conștiință? Oare n-a avut conștiință omul la facere? Că și-a pierdut-o? Că frica, pentru că dacă ne aducem aminte și citim foarte bine în Geneza, după ce au fost alungați din grădina Edenului, la care tindem acum să ne reîntoarcem, au început să fugă. Frica. Ia câtă ce face frica, ne depărtează cu 150.000 de ani și ajunge la Big Bang-ul unor oameni de știință care n-au un T0. Aici e o problemă de fond substanțială. Ce părere aveți de ce gândesc? Gândesc greșit? Ce ar trebui să mai corectez ca om de cultură? Ați început să gândiți prima dată despre Iov. Vă amintesc că Iov a trăit cu 1925 de ani înainte de Hristos. Una la mână. Iov, Daniel, Moise și Ilie au fost cei mai plăcuți oameni ai lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Sunteți de acord cu mine? Evident, categoric. Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni. Voi fi foarte scurt și concret și la obiect. Ați ajuns la Kant, vorbeați de Kant. Care e părerea mea? Că vorbeam și acum câteva emisiuni despre Kant. Haideți să vă spun care e părerea mea. Simplitatea omului, omului care cunoaște adevărul și e simplu și e cu Duhul, cum se spune, sărac cu Duhul. Aici, așa, aici, acolo Simplitatea lui ești este o tu. virtute care înalță mult peste ateismul voltairian, iar critica rațiunii pure despre care ați vorbit a lui Kant, pe lângă Evanghelia după Matei, după care vorbeam noi mai înainte, la 26 cu 10, este un omenesc zero absolut, această critică a rațiunii. Pe lângă un etern absolut divin, care este Evanghelia și Sfintele Evangheliei. Asta e părerea mea, domnule Mihai. Deci n-am gândit greșit, Păi nu? asta e. Iar despre conștiință, putem face zeci de emisiuni. Dar mie mi s-a părut. Pentru că comparând simplitatea unui creștin cu ateismul unui savant ateu, vă aduc aminte, e o carte simplă. Filozoful săracul Petrețuțea spunea, o babă murdară pe picioare, care stă în fața icoanei Maicii Domnului în biserică, sau în biserică, mă rog, și se roagă într-un templu, față de un laureat al premiului Nobel ateu, baba e om, iar laureatul premiului Nobel este un dihor. E un animal oarecare, domnule Mihai, cel care nu crede în Dumnezeu, că ăsta e ateul. Și aș fi vrut să vă citesc ca să nu uit că vorbeam de digitalizare mai înainte. Să beau o gură de apă, domnule Da, vă rog. Mihai. Bătrânețea cere diabetul. Nu, organismul e normal, e ceva fiziologic, e bine ca să vadă lumea când punem pasiune că ardem și Da. atunci când arzi, te consumi. Acum 13 ani, domnule Mihai, mai exact, la 8-a 9-a 2010, am scris o poezie, se intitulează Mensana in corpore sano. Deci, la minte sănătoasă, corp sănătos. Planeta informatizată pe care astăzi noi trăim e tragic de dezumanizată și îndepărtată de sublim. A apărut calculatorul. Iar oamenii l-au adoptat încrezător în viitorul acestui magic aparat. Trăim o viață copleșită de modernismul virtual, riscând schimbări de conduită cu un deznodământ fatal. Este prea multă falsitate în tot ce nu este real. Nu mai avem imunitate,
în universul digital. Avem totală dependență de drogul din calculator, trăim aproape de demență și într-un nesigur viitor. Putem obține vindecarea acestui excesiv sindrom prin sportul minții și mișcarea, cuprinsă în anticul dicton, mensana in corpore sano. Așa am văzut eu lumea de atunci și lumea digitală de atunci, acum 13 ani, iar bineînțeles că și opiniile mele între timp s-au mai schimbat. E Da, normal domnule. ca să înaintăm în vârstă, analizăm mai amplu lucrurile, mai complet, mai vedem ce se întâmplă în jurul nostru și să revenim la un subiectul nostru ăsta pe care noi l-am dezvoltat. Personal, vă întreb, trebuie să ne sperie, să zicem, inteligența artificială sau să ne atenționeze că vom fi cântăriți la final, așa cum spunea în Matei, că ni se vor pune în față orice vorbă de care vom da socoteală. Domnul Mihai, în anul 2013, mai exact la 27 decembrie, mă întrebam încotro, că tot vorbeam de digitalizare, de bombe atomice, de bombe cu hidrogen, de arme biologice, de necazurile care se petrec și în zilele noastre, și mă întrebam încotro, pentru că ultimul război, cel mondial, ultimul război fusese un dezastru planetar, iar crima nu cunoscuse stabile și nici hotar. Pogromurile de la Auschwitz, de la Dachau. O cădere abisală suferise omenirea după marea răfuială ce nu cunoscuse mila. Au fost săvârșite crime în care s-a demonstrat că omul devine câine când este neînduplecat. Care este diferența dintre om și animal dacă nici inteligența nu-l face rațional? Dându-i încă o dovadă, îl întreb pe cititor: cât crede că ne mai rabdă bunul nostru creator? De-aia, domnul Mihai, în zilele noastre, în ziua de azi, trebuie să ne întrebăm din nou încotro mergem, pentru că semnele nu sunt bune. Cam asta am vrut să vă amintesc. Da, semnele nu sunt bune, dar încotro mergem. Sunt întrebări care vor rămâne permanent și în mintea multora ar trebui să își cuibărească acolo și să-i pună pe gânduri ce aleg. Încă din vechime existau oameni de stat care confruntau poporul cu această întrebare. Iosua, mi-a plăcut extraordinar de mult acest conducător al poporului Israel, care putem spune că modelul respectiv a fost scos la tabla istoriei pentru a demonstra lumii cum trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și să, la un moment dat îi confruntă pe aceștia și îi întreabă: alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și să știți, din punctul meu de vedere, actualmente oamenii slujesc domnilor. Și anume, așa cum spunea dumneavoastră în primul comentariu, lumea e împărțită în două. Slujirea binelui și slujirea răului. Cum explicați dumneavoastră apariția acestui fenomen devastator prin care oamenii încearcă să-și vândă tot felul de iluzii prin drogare. Iată că societatea românească este confruntată cu acest flagel. De ce au dormit autoritățile publice? De ce nu se face o educație să li se prezinte dezastru pe care îl produce un astfel de flagel? Care este părerea dumneavoastră? Oh, Doamne, părerea mea cred că o să dezarmeze și o să și șocheze. Noi am ales să mergem spre această lume a drogurilor. Noi știam că în
Occident se consumă droguri. Și am ales. Dar n-am avut ce face. Trebuia să alegem această cale. Dar tot timpul trebuia să prevenim. Să nu lăsăm să fim contaminați de toate relele care vin din Occident. De ateismul ce vine de acolo, de progresismul ce vine acolo, de, cum să vă spun eu, de starea morală precară în care a căzut Occidentul. Dar Și nu mai Occidentul, nu mai puțin, nu mă miră că acest Occident a ajuns aici. Pentru că vreau să vă amintesc și nu fac un atac la Biserica Romană, nu. Voi spune un adevăr. Papa Leon al X-lea, 1475-1521, a urmat un șir lung de papi care au trecut de la turma lui Isus în legiunea lui Satan. Și vă vorbește un creștin. Nu sunt nici musulman, nici de altfel. Sunt un creștin autentic. Papa Leon al X-lea era ateu și în prezența cardinalilor Pietro Bembo, Jovius și Giacomo Sado l-a negat pe Dumnezeu, iar despre Isus a spus că este o fabulă. Ce au de învățat urmașilor din tot Occidentul la care noi acum ne raportăm? Acest lucru a fost dezvăluit de către cardinalul Cezar Baronius, 1538-1607, care a fost bibliotecarul Vaticanului timp de 7 ani și a scris o istorie în 12 volume a Bisericii cunoscute sub numele de Annales Ecclesiastici. Deci acestea nu sunt legende, nu sunt fapte concrete și reale. Consemnările lui oferă informații de culise vitale pentru oricare cercetător al istoriei papalității. Vaticanul a dedicat 2 pagini într-o ediție a Enciclopediei Catolice pentru a contracara afirmația ucigătoare pentru acest cap al bisericii. În această enciclopedie se susține că papa se referea la tradiție când a pronunțat cuvântul fabulă. Ei, vedeți de unde vine răul? Instituționalizarea. Păi uitați unde am ajuns. Și atunci, de ce pretindem acestora, când acum 600 de ani, cei care conduceau lumea de atunci, Nici cum ăștia s-au de azi, referit? mai buni. Și Chiril, sunt mai... mai înainte ați spus, Ei, mai înainte și este ortodox. Deci, de-aia vă spun, dar eu ce trebuie să mint? Pe mișcarea protestantă din cauza asta a început. Cum să mergi alături de un asemenea papă? Da, de-aia Martin Luther, prima dată Jan Hus, da, Martin știți de Luther, ce? Joan Aici Calvin. eu fi implicit, Domnule, nu fac o vă mulțumim. apologie, domnule, eu spun un adevăr care trebuie spus, iar papii ar trebui să-ți facă o spovedanie, să spună tot ce s-a întâmplat și să ceară iertare lui Dumnezeu. Eu i-aș Au lăsa fost papi plata care au fost... domnului, domnul Chiu, eu Nu i-aș critic în lăsa. această emisiune catolicismul, pentru că toți am avut și ortodoxia și toată lumea am avut Da, păi rătăcirile ce noastre. să-mi spune? Dar Ortodoxia a trebuie să fost le leagănul spunem comunismului. și să cerem Și iertare în numele lor. permiteți-mi să spun că Da. leagănul comunismului a plecat din Uniunea Sovietică, Marea Uniune Sovietică, care a tolerat și a făcut un concubinaj cu ateismul. Ortodoxia care trebuia să fie la nivelul drept ortodox. Însă pot spune că la ora actuală simt un curent în ortodoxia românească de regenerare. Ceea ce poate să reprezinte o speranță, ceea ce poate reprezenta o speranță și cred că trebuie să-și plătească datoria față de perioada care au fost depărtați de principiile care le promovează morala creștină. Că de aia spun, eu nu mă leg de nicio confesiune, eu precizez ferm, clar că modelul Domnului Hristos a deranjat pe toți creștinii instituționalizați într-un mod sau altul. Iar unii oameni care se cred ei că sunt lideri spirituali de multe ori se confruntă cu o problemă de personalitate și se cred ei Iisus Hristos în loc să-L predice pe Hristos cel răstignit, de multe ori se predică pe ei. De-aia am ajuns aici, pentru că, știți, haideți să
spunem un lucru personal, n-am fost de acord cu referendumul pentru familie pentru că a fost prost organizat. A fost într-o perioadă în care manipularea grobiană a fost la cel mai înalt nivel și de aici rezultă un aspect extrem de interesant pe care eu l-am concluzionat. În Biblie este o parabolă în care spune că păstorul cel bun are 102 și dacă una se pierde, se duce după ea. Iată că preoți, păstorii sau papii sau s-a pierdut corectitudinea familiei. S-a pierdut definirea ei a normalității. Și în loc să se ducă păstorii în fruntea oilor lor și să voteze pentru familia naturală și familia de care se identifică în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, care nu poate fi schimbată. Aia e o declarație a ONU și nu poate fi schimbată. La articolul 16, dacă citesc din memorie, spune ferm că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie. Vin acum unii, evident, să spună că, de fapt, Dumnezeu este dragoste și că nu deranjează dacă se nenaturalizează lucrurile astea. Eu cred că e o mare, mare erezie și faptul că oamenii nu ies să susțină cu demnitate, cu respect, onestitate, ne aduce în deformarea și acestei digitalizări. Pentru că și ieri am rămas șocat când s-a spus că, de fapt, algoritmii ăștia de la digitalizare sunt algoritmii progresiștilor. Mi s-a părut o aberație mai mare decât există pe acest pământ. Cum poți să faci asemenea afirmație când, de fapt și de drept, Biblia îți spune simplu, vei da socoteală la final și, din punctul meu de vedere, digitalizarea asta este încă o dovadă asupra felului în care ne vom înfățișa în fața judecătorului cel drept. Aceste imagini, de fapt, vor fi martorii oculari a ceea ce ai făcut în viață. Speranța pentru noi, cei creștini, este în Hristos, care este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, domnul Chiu, de ce deformează lumea lucrurile? De ce le deformează? De ce încearcă să pară mai interesanți decât scrie cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că instinctul înfrânge rațiunea omului. Asta e. Foarte interesant, Instinctul foarte înfrânge interesant. rațiunea. Și Rațiunea cum este stăpânim subiectul. instinctul? Domnul, chiar a Instinctul spus. este în trupul omului, iar rațiunea e în sufletul lui. E foarte Și interesant. Deci cum 99% din... Da, vă ascult. gestionăm atunci instinctul ăsta? Cum îl educăm? Trebuie să ne cultivăm rațiunea și să ne întoarcem la ea, la suflet și să abandonăm. Sunt oameni care să abandonăm trupul, să lăsăm că el este vrebelnic și putrezicios. Și Domnul m-ar Chiu. durea sufletul să nu aduc aminte că mai înainte ce am vorbit despre Biserica Catolică, că nu e un rechizitoriu la adresa Bisericii Romane, ci prezentarea unor realități dramatice și dureroase pentru toată lumea creștină, pentru că catolicii sunt peste 1 miliard și fără ei n-am fi fost nici noi acum. Oh, Doamne, Doamne! Domnul Chiu. Biserica Catolică, domnul Mihai, a avut în cele 2 milenii de existențe sfinți, martiri, prelați. Catacombele Romei sunt pline de oameni care au trăit pentru Hristos. De aceștia se poate mândri toată creștinătatea. Deci eu nu am făcut un atac la Biserica, vreau să nu se înțeleagă că am făcut un atac la Biserica Catolică. Pot trece la Ortodoxie, pot trece la protestantism, să arăt marile lacune și marile greșeli pe care le-au făcut oamenii în timp. Dar nu acesta este celul emisiunii noastre. Și nu despre aceasta mi se
să discutăm, pentru că nu dețin eu adevărul absolut prin poziția mea dogmatică. Nu, nimeni nu-l deține, numai Dumnezeu îl deține și eu nu pot permite să critici, dar trebuie să spun un adevăr. Nu pot să accept să spună un vârf al unei biserici universale să spună că Hristos a fost o fabulă. E, asta mă atinge și pe mine, vă atinge și pe dumneavoastră, în credința noastră și pe toți creștinii care În credem mod în cert, Hristos. în mod cert și categoric nu pot să admit asemenea chestiuni. Domnul Chiu, mai avem foarte puțin timp pentru că am spus nu Da. odată și repet cu astfel de oameni timpul trece mult. Ce ați mai scris în ultima săptămână? Aș vrea să ne citați, să ne citiți câte ceva și după aceea o să trebuiască să ne apropiem de final și să spunem ce Da. intenționăm să facem, ce am demarat, putem spune, pentru Comuna Banloc și după aceea să trecem la finalizarea acestei întâlniri, care a fost una foarte interesantă din punctul meu de vedere. Oh, domnul Mihai, prea multe n-am prea scris, am fost ocupat și cu lansarea cărții dumneavoastră și cu alte probleme casnice și domestice, dar haideți să vedem, să caut ce am scris. Am cunoscut un om, pe domnul Ervin, am scris, Păi ce din uite, nou? la, Haideți cu să ocazia citim. lansării cărții mele, domnul Mihai. Haideți pe domnul Ervin pentru ca să-l cunoaștem. Lansarea cărții, ei, nu pot să trec peste asta. Că Nu numai asta am puțin. scris-o după lansare. Numai Lansarea puțin. cărții tale a fost pentru cadastru, prilej de osanale, pentru că toți au lădat cartea și cadastru, ca la un templu sacru. Și în unanimitate, cei ce am participat, toți, cu sinceritate, aceasta am constatat. Că la maturitate, dumneavoastră, ai scris și ai lăsat pentru posteritate un mare nestemat. E cartea agoniei și al dulcelui extaz cu drumul României de ieri și până azi, pe care ai pornit și tu cu stoicism atunci când am ieșit bolnav din comunism. Asta a fost în 13, în 14 a 9 dimineața. Deci noi am avut seara în 13. Asta așa ca un omagiu dimineața a ceea ce am asistat eu cu o seară înainte. Și haideți să revenim la lumea de azi. Să vedem ce am mai scris așa. Hei, domnul Mihai, cam greu le găsesc. Hai să, la lumea noastră de acum. Generația manelistă cu educație progresistă. Vă rog. Nu e omagiu, e altceva. Generație pierdută în pustiul de manele, trăiești veșnica derută a prostiei mari și grele. Tu nu știi tabla mulțirii și nici bine alfabetul, pentru că în zona culturii ești ca în sânge diabetul. De-aia mai beau o gură. E diabetul. Ce să facem? Trebuie să bem și apă pentru că altfel ne terminăm. Școală ai foarte puțină, câteodată mai deloc. Ai însă o limuzină și din aur un breloc. Așa a avut și nenorocitul ăsta care a omorât doi copii. A avut mașină scumpă, a avut breloc de aur, a avut. Generație pierdută în oianul de plăceri, predispusă la ispită. De la viață, ce mai ceri? Ce mai speri, mai degrabă? Când va fi să te trezești din tembela letargie, o să afli că trăiești în van și în nimicnicie. Mă refeream la lumea de astăzi, din care facem și noi parte. Și noi asistăm pasivi la toate nenorocirile astea, numai presa. De ce n-am ieșit 1 milion de oameni în stradă când s-au întâmplat toate acestea? Să spunem, afară cu drogurile, afară cu drogații. De ce nu întărim forțele de ordine, poliția, pentru a preveni, că e mult mai ușor să previi
De ce nu aplicăm și noi ceea ce se aplică în Orientul Îndepărtat, în Orientul Mijlociu? De ce nu luăm atitudinea acestora față de cei care vând droguri sau le folosesc? De ce? Iar întreb de ce. Și iarăși îmi pun întrebarea, de ce anumiți deputați au cerut ca să se legalizeze până la nu știu câte grame de marijuana, să se dea lege ca să se poată folosi? Nu știu, tot întreb de ce și încotro mergem. Și cred că Cred că o întreb să degeaba. rămâneți cu de ce. Am și rămas cu el în brațe. Haideți să ne Asta e. apropiem de un lucru și mergem la proclamația din Banat. Ne apropiem de sfârșit și nu trebuie să uităm că noi doi facem parte dintr-o generație care nu putem să spunem că am reușit. Putem spune că a eșuat, pentru că urmașii noștri, de fapt, sunt cei pe care îi vedem acum. Și unul din punctele pe care le susține proclamația din Banat spune așa: încurajăm restructurarea activității educaționale pe baza principiilor morale creștine, astfel ca acestea să urmărească dezvoltarea capacității elevilor de a răspunde la marile întrebări despre rostul existenței și sensul vieții. Educația este filonul de aur al unei națiuni, care trebuie să pună în valoare creativitatea ființei umane, precum și libertatea acesteia de a-și administra darurile pe care le-a primit. Față de această țintă pe care noi ne-am propus-o în proclamația din Banat, împreună am gândit un lucru pentru a stimula și încuraja copiii din zonele rurale ale României și pentru a pune în valoare cultura și educația pe baze solide și sănătoase. Partenerii instituie concursul pentru literatură, poezie și învățătura codului bunelor maniere Alexandru Chiu. Și vorbim despre primarul comunei Baloc, centrul Pifca, evident, care e reprezentat de subsemnatul ca președinte, școala generală gimnazială din Baloc și inspectoratul școlar al județului Timiș, care își propun ca acest concurs să conducă la obținerea de rezultate optime ale învățăturii, cultivării excelenței, reducerii abandonului școlar, a reducerii analfabetismului funcțional, potrivit legii învățământului universitar, articolul 203, preuniversitar, articolul 231, și a principiilor cuprinse în proclamația din Banat, adoptată în data de 15 mai 2022 la Timișoara. Și acum vreau să vă spun că această idee a prins contur și există un bulgar român în Germania care s-a alăturat proiectului nostru și a donat o pianină școlii gimnaziale din Balog. Și acum avem ocazia să-i mulțumim și v-aș ruga pe dumneavoastră, pentru că faceți parte din comunitatea Baloc, sunteți un fiu al acestei comunități, merită să-i mulțumim acestui distins domn care gândește mai mult decât românii noștri de multe ori. Proclamația din Banat este singura cale de a ne întoarce spre normalitate, domnule Mihai. Și ea trebuie extinsă în toată țara românească. Am cunoscut un om, o lecție de viață și de bun creștin, plină de povață, mi-a dat-o azi, Ervin. Plecat din România, acest român bulgar cinstește omenia ca pe un sfânt altar. Călăuzit în viață de morala creștină, Ervin ne învață că voia divină e ceea ce izvorăște din Sfânta Scriptură când omul dăruiește și nu poartă ură. Că simte durerea celui suferind, dăruind mângâierea ca pe un colind. Așa este Ervin, românul bulgar, un practicant creștin și un om exemplar. La școala mea din sat, cu dragoste creștină, Ervin a donat în dar o pianină. Îi mulțumesc din suflet acestui om plecat cu inimă și cuge de a face mecena. 8-a 9-a 2023 de la Banul cu onoare Sandu Chiu.
Mulțumesc, domnule Ervin. Domnule Chiu, mulțumesc și eu pentru timpul jertfit, pentru binele public, pentru cultura românească, pentru pulsul pe care trebuie să-l dăm regenerării educației în ceea ce privește societatea românească. Și de aici trebuie să spunem foarte limpede, ne dorim să se multiplice lucrurile bune pe care încercăm să le promovăm. Vă așteptăm și cu alte ocazii să găsiți posibilitatea și timpul necesar pentru a produce o terapie în cultură, așa cum ne place nouă să definim această emisiune. Vă mulțumesc încă o dată și să știți că vă așteaptă un lucru important legat de plantarea în sufletele copiilor ceea ce ne-a dat nouă bunul Dumnezeu. Respectul, onestitatea, demnitatea, pentru că altfel Dumnezeu nu poate să binecuvinteze munca. Și de aceea îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România și pe toți românii, oriunde s-ar afla, orice profesie și orice vârstă ar avea, bărbați și femei, deopotrivă, harul tău să se reverse peste toți în sănătate, pace și liniște, în bunăstare materială și spirituală, precum și în dorința sinceră de a face voia ta. Doamne ajută, Doamne dă multă sănătate tuturor și înțelepciune, să putem să construim și să îngrijim grădina Maicii Domnului, care este România. Numai bine și să ne vedem sănătoși!